În timp ce îngăduința în domeniul relațiilor este o virtute, îngăduința în ce privește adevărul este denaturare. Sunt Traia Brodan și asculți devoționalul Via. În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiși erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău, ne spune Petru în 2 Petru 2, versetele 1 și 2. A fost ideea lui Ulise să placeze uriașul cal de lemn, având un grup de războinici de elită, ascunși în pântecele sale, în apropierea porților cetății Troia, simulând un gigantic cadou. Simultan, flota Ahee urma să regizeze abandonarea asediului. Ulise și Agamemnon sperau în mutarea calului în cetate. Din păcate pentru troieni, planul abilului Ulise a funcționat aidoma previziunilor sale. Troienii, în ciuda prezicerilor Casandrei și ale lui Laocoon, dar și a unor voci lucide din cetate, nu numai că au exuberat la vederea calului, ci au deschis larg porțile cetății și au primit cu bucurie cadoul zeilor în cetatea lor inexpugnabilă până atunci. Restul este istorie. Troia a fost trecută prin foc și sabie. Principiul calului troian își are aplicațiile și pe teren spiritual. Tot felul de cai troieni își fac loc în gândirea noastră și armatele ascunse în burta calului ne trec cetatea minții prin foc și sabie, lăsând în urmă ruină. Au fost vremuri când adevărul conta atât de mult încât sufoca dragostea. Când era mai important să ai dreptate decât să fii bun. Este suficient să ne amintim de relația dintre John Knox și regina Scoției, sau de relația dintre Luther și Zwingli, sau dintre Calvin și Servetus. În zilele noastre, în schimb, am alunecat spre extrema cealaltă. Adevărul este sufocat de așa zisa dragoste sau îngăduință. Încet, dar sigur, îngăduința a sărit calul. A ajuns una dintre virtuțile supreme în societatea în care trăim. Sub steagul îngăduinței este tolerată orice fel de deviere doctrinară, iar imoralitatea este ușor trecută cu vederea din dragoste. Când accentele sunt puse dezechilibrat, consecințele nu se lasă așteptate. Deși îngăduința este privită ca fiind o calitate în scrierile sfinte, trebuie făcut o distinție clară între îngăduința în relații și îngăduința în ce privește adevărul. Îngăduința în domeniul relațiilor este o virtute, dar îngăduința în ce privește adevărul este denaturare. A fi tolerant cu adevărul înseamnă fie să aprob falsitatea, fie să respingi existența adevărului absolut, ambele cu consecințe dezastruoase. De cealaltă parte, a fi intolerant cu eroarea nu obligă la a fi lipsit de dragoste, de respect față de persoana care promovează eroarea. Doctrinele nu fac altceva decât să stea în calea lucrurilor mai importante, cum ar fi integritatea sau compasiunea, auzim deseori. Ei bine, există o legătură strânsă între credință și comportament, între doctrină și destin. Doctrina divide? Da, categoric. Acesta este chiar scopul ei. Dar și unește oamenii în jurul adevărului comun. Întrebarea principală este, care sunt doctrinele care îți conduc viața? Când vine vorba de mântuire, de credință, este mult mai bine să fim divizați de adevăr decât uniți de eroare. Nu ai cum să fii mântuit fără convingeri corecte și nici nu-ți poți ordona viața fără ele. Nu pot exista atitudini corecte fără convingeri corecte. În schimb, viceversa este posibilă. Putem avea convingeri corecte
fără atitudini corecte. Scriptura ne avertizează mereu cu privire la învățătorii falși și subliniază în repetate rânduri importanța doctrinei adevărate. Voi, deci, prea iubiților, ne spune 2 Petru 3,17, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați tărâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria. Îți mulțumim că asculți devoționalul Via, producția Bisericii Via, Cluj-Napoca, România.